Inițiativa PAS de a interzice panglica Sfântul Gheorghe a fost contestată la Curtea Constituțională. O sesizare în acest sens a fost semnată de deputații socialiști. Potrivit autorilor sesizării, amendamentul prin care este scoasă în afara legii panglica bicoloră, alături de alte insemne militare, a fost aprobat pe ascuns. Metoda prin care a fost depus această sesizare a fost una mișelească și pe ascuns. Colegii noștri din Comisia Juridică nici nu au fost invitați la ședința Comisiei, însăși amendamentul până în prezent, adică ieri nu era publicat pe site-ul Parlamentului, nimeni nu știa care e conținut. Deputații consideră ilegale amendamentele aprobate, întrucât articolul 32 al Constituției Republicii Moldova garantează libertatea opiniei și exprimării cetățenilor. Potrivit socialiștilor, legea votată contravine doctrinei internaționale și practicii instanțelor europene, precum și unui șir de acte fundamentale în domeniul drepturilor omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte acte internaționale. O astfel de inițiative deocheate, în opinia mea, care nu fac decât să dezbine societatea, în loc să se axeze exclusiv pe proiecte sociale care ar îmbunătăți cumva situația în fiecare familie din Republica Moldova, dacă nu le poți da pâine, trebuie să le dai spectacol. Iată că au ales calea spectacolului. Pentru noi este principal să stăm în strajă, să nu permitem pătarea memoriei strămoșilor noștri. De ce trebuie să fac asta înainte de sărbătoare de 9 mai? Să distrugă istoria, să distrugă memoria cetățenilor. Și eu sper foarte mult că datorită acestui fapt, ceea ce acum a procedat actuala guvernare, din contră, cetățenii se vor mobiliza, se vor aduna toți la marșul pentru 9 mai. De altă parte, autorul amendamentului, deputatul fracțiunii PAS, Lilian Carp, a declarat anterior că proiectul nu interzice ziua victoriei, dar a precizat că evenimentul nu trebuie să fie consacrat victoriei în războiul 2 mondial, ci comemorării ororilor din acel război. În contră, noi trebuie, sărbătoarea de 9 mai, într-o asemenea modalitate, trebuie prezentată despre ororile prin care au trecut oamenii și vedem că se repetă, fiindcă unii, din păcate, uită, da, și nu au învățat în lecție de istorie. Războiul nu poate fi glorificat. Războiul este o tragedie și asta nu trebuie să prezentăm și în ziua de 9 mai. Potrivit modificărilor legislative votate de majoritatea parlamentară, persoanele care vor purta panglica Sfântului Gheorghe riscă amendă de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore. Amenda în cazul persoanelor juridice se ridică la 18.000 de lei.